Bună dimineața, bună dimineața, Vlăduț. Bună dimineața din nou. Astăzi am o propunere, sigur că da, specifică toamnei. Este vorba despre o conservă delicioasă. Provine din țările arabe, rețeta, sigur că da. Și au la bază vinetele, multe vinete. De fapt, vinetele cele mai mici, acele vinete pe care nimeni în piață nu le cumpără. Dar nici măcar nu vă puteți da seama ce rețetă delicioasă puteți prepara cu acestea. Așadar, aveți nevoie de următoarele ingrediente. Magdus, am uitat să vă spun, se numește rețeta mea de astăzi. Aveți nevoie de vinete, în primul rând, mai aveți nevoie de pătrunjel, boia de ardei dulce, usturoi, ardei iute și nuci. Trebuie să respectați, însă, este foarte important să respectați pașii pentru a obține această rețetă delicioasă. Și anume, în primul rând, trebuie să puneți vinetele la fiert împreună cu codița. Le fierbeți circa 20-30 de minute în funcție de mărimea lor. Acestea trebuie să se moaie. Apoi le crestați fiecare vânătă în parte. O crestați puțin cu ajutorul unui cuțit și în fiecare vânătă adăugați un pic de sare. De preferință o sare de bună calitate. Puteți opta pentru o sare de Himalaya. Apoi strângeți vânăta la loc și o așezați într-o stregurătoare cu partea în care ați introdus sarea cu partea în jos. Puteți acoperi vinetele cu o greutate astfel încât să se scurgă surplusul de suc de apă din vinete, iar apoi trebuie să le umpleți. În felul următor, tocați foarte mărunt pătrunjelul, adăugați ardeiul iute, nucile tocate foarte mărunt, boiaua de ardei, nu mai adăugați sare de data aceasta pentru că miezul de la vinete a extras suficientă sare, astfel încât să fie așa cum trebuie, bine condimentat. Și după ce umpleți vinetele, le așezați într-un borcan și peste acestea adăugați ulei de măsline. În 2 săptămâni maxim sunt gata și nu știți ce bunătate puneți pe masă. Băieți?